polițiști sau jandarmi circulă toți fără centură. Și aici așa și ea. Fără centură! Și n-au girofarul pornit, deci nu sunt misiune. Deci e ilegal. Vă spune și mie de unde aveți bicicleta. Poftim? V-am solicitat un act de identitate. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru ce am solicitat actul de... un act de identitate. Pentru ce? Pentru că v-am solicitat eu. Dar cine sunteți? Haideți, vă rog frumos, îmi prezentați un act de identitate. Vă rog să-mi spuneți cine sunteți. M-am prezentat. Îmi prezentați un act de identitate? Nu v-ați prezentat. Vă rog să-mi arătați o legitimație sau o insignă. Ca să știu cine sunteți și ce vreți de la mine. Vă răzbunați că v-am filmat fără centură, am mers? Lăsați centura. Nu, centura e important. Ce e cu bicicleta? Ce e cu bicicleta? Vă place bicicleta mea? Haideți, vă rog să ne însoțiți la secție. Vă rog frumos. Vă rog să-mi spuneți de ce. Haideți, vă rog, dacă nu ne dați un buletin, haideți la secție. Vă rog să-mi spuneți de ce mă legitimați. Haideți, vă rog frumos. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Domnule, haideți, vă rog frumos. Vă rog să-mi spuneți cum vă numiți. Vă rog frumos. Vă spun dar numele. Haideți. Vă spun numele, că s-a prezentat colegul dumneavoastră jandarm. Dați-mi datele, vă rog. Brega Oleg. Da, ați pus mâna pe mine și ați pus mâna pe mine și asta e ilegal. Am pus mâna. Da, ați pus mâna pe mine sau nu? Nu, vă spun datele, Brega Oleg. Și a trebuit să umblați cu mască, Brega Oleg. Brega. Ar trebui să umblați cu mască. Brega Oleg, da. Oleg, da. Data nașterii? 26 octombrie. 73. 1973. Da. Probleme cu poliția? Ați avut? Aveți? Eu tot timpul am probleme cu poliția. Pentru că abuzează. Și jandarmerie și poliția abuzează, încalcă drepturile omului. Mă legitimează fără temei. Acum s-a luat de bicicleta mea. Vă comportați ca uman. Mâine pe mâine o să ne împușcați cum îi împușcă pe aia în Belarus. Pentru că îți vedea ordin mafia politică. Mă mir că ați pornit girofarul. La cât de puțin vă pasă de legi, era tare posibil să stați oriunde fără girofar. Un glonț în cap și ați scăpat de ea. Aveți pistoale în dotare. Spune și mie, mama, tata? Ion și Ecaterina. Ecaterina și Ion. Și adresa? E aici, în drumul taberei. Vă mulțumesc foarte mult. Să trăiți. Eu scriu o plângere. Și o să aflu cum îl cheamă pe colegul dumneavoastră polițist. Fără șapcă și fără mască. Și pentru că erați fără centură la volan, toți o să fiți sancționați. Mai ales cei din față. Mai ales șoferul. M-ați legitimat fără temei legal. Ăsta e abuz. O să răspundeți. Mafia cu epolet. Semnalează, băi, că pornești din loc. Semnalează pornire stânga. Mafia cu epolet.